În ce lună te-ai născut? În august. Da. Mă mir cum de nu m-am prins. Da, hai, fii atent, fii atent. Hai. Ăsta-i ca sunetul tău de la... ăla de start. De la pe cameră, așa, bravo. Vezi dacă ești profesionist, eu am uitat că se cheamă. Deci, în august ai zis? Da. Cu ce te ocupi zilele astea? Ia, fii atent aici, că se învârte roata asta ca nebuna. Decembrie, ianuarie, februarie, martie. Ah, s-a oprit pe martie, Dorele. Da, în ce lună te-ai născut? În aprilie. Păi mai ai un pic și ziua ta. Da. Ok, bun. Atunci îți spun cu anticipație la mulți ani, se pune asta? Da. Bun, fii atentă. Și acum îți țin pumnii să ai tot norocul pentru 2150 de euro de pe roata norocului la Radio Zoo. Învârtim roata? Da. Ești gata, da? Da. Aprilie ai zis. Gata, i-am dat. I-am dat așa cu puterea de aprilie, știi? Ce zici? Aha! Hai să ne uităm amândoi la ea. Adică, de fapt, eu. Cu ochii mei te uiți și tu, da? Fii atentă. Se vârte și decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie. A, octombrie. Spune-mi, te rog frumos, luna în care ești născută. Aprilie. Aprilie. Da. Bun, să încercăm să învârtim roata pentru 2250 de euro. Să sperăm că pică pe aprilie, da? Să dea Hai. 2 de aprilie. Ce tot faci cu banii în seara mea? Dacă îi câștigi. Mai multe ai face. Foarte important. Ce-ți mai place în concediu? Ia, să vedem. Ai tu noroc oare să pice pe aprilie? Octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie. În ce lună ești născut? În luna... Ca mine, mă. Ce drăguț. Deci roata trebuie să se oprească pe fața mea și a lui Mircea Badea. Adrian București, câți ani ai? 22 de ani, student la AS. Acum e acum. Baftă să ai, dacă roata se oprește pe luna februarie, luna ta de naștere, la cei 50 de euro mai adăugăm 2300 de euro. O căruță de bani. Fii atent. Învâr de roată, da? Da, da. Hai, baftă să ai! Adrian, născut în luna februarie, încearcă să ne ia banii 2350 de euro. 50 a luat deja. Asta pentru simplu fapt că cheamă Adrian și a sunat primul la 021409-1900. E mai ușor decât orice examen pe care l-ai tu la tine la facultate. La SE, la ce facultate ești? La comerț. Adică ăia de iau mai ieftin și vând mai scump, nu? Am înțeles. Ianuarie, februarie, din nou iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie! Incredibil!